Bună! Astăzi revin cu o recomandare. Este vorba despre cartea Chemarea Monstrului, scrisă de Patrick Ness. Și cred că este cea mai tristă carte pe care am citit-o în ultimul timp. Mi se pare că e o carte potrivită pentru toate vârstele. O recomand cu toată căldura copiilor, tinerilor, chiar și adulților, pentru că autorul reușește să surprindă niște aspecte foarte dureroase, dar actuale, reale în același timp. Și dacă ar fi să judecăm după copertă, îmi spune că e o carte horror sau, știu eu, de groază, însă nici pe departe. Este chiar foarte tristă. Și haideți să vă citesc un pic de pe spate să vedeți despre ce e vorba. Monstrul a apărut după miezul nopții, așa cum fac monștrii de obicei. Dar Connor nu l-așteaptă pe acesta, ci pe cel în coșmarul său, care îl bântuie aproape în fiecare noapte de când mama lui s-a îmbolnăvit, cu bezna, vântul și urletele. Monstrul acesta care îl vizitează e diferit, sălbatic și neîmblânzit și vrea de la Connor lucrul cel mai periculos. Chemarea monstrului spune o poveste extrem de emoționantă despre dragoste, pierdere și speranță după o idee a lui Siobhan Dowd, a cărui moarte prematură a împiedicat-o să dea glas poveștii. Cred că v-ați dat seama despre ce este vorba și dacă bine mi-aduc aminte, într-un alt clip vă spuneam că acest roman a fost scris plecând de la ideea unei scriitoare engleze, Siobhan Dowd, sper că așa se pronunță numele, care a murit de cancer în 2007, ea apucând doar să schițeze personajele și intriga, iar Patrick Ness a fost cel care a adus romanul la bun sfârșit. Acțiunea îl vizează pe Connor, un băiat care nu are deloc o situație roz. Părinții săi au divorțat, tatăl și-a refăcut viața în America, cu bunica nu se înțelege, iar lucrul cel mai grav e că mama sa este diagnosticată cu cancer și tratamentul pe care îl urmează nu pare să funcționeze. Ei bine, Connor se află în acea etapă de negare și din disperare, din dorința ca lucrurile să fie altfel, mintea sa născocește acest monstru care îi dă târcoale noaptea, mereu apare la o oră fixă și o să vedeți de ce apare la acea oră și o să vedeți și care este rolul și menirea lui, dacă citiți această carte. Cartea este despre felul în care Connor gestionează întreaga situație în care se află, despre cât de tare le afectează boala mamei sale, chiar dacă el nu vrea să recunoască acest lucru. Și un detaliu care face ca această carte să fie absolut minunată sunt ilustrațiile. Cartea vine însoțită de o grămadă de ilustrații, sper că puteți vedea. Dar mai multe o să descoperiți dacă citiți această carte. Dacă v-a plăcut această recomandare, nu uitați să dați un like, să apăsați butonul de subscribe de mai jos și până săptămâna viitoare să aveți parte de lecturi frumoase, să aveți un început de săptămână minunat și o duminică frumoasă sau, mă rog, ce-a mai rămas din ea. Pa, pa!